Astăzi 4 aprilie, joi 4 aprilie 2024, pe coada Bălții, pe Chiroiu 2. Băieții sunt la 24 de ore. E, da. Uite pe care a început să apară la de-al Bălții. Da. Uite, asta e de-al Bălții. Da. Ia, o scoateți pe la mare? Sau? Da. Aoleu, dar ăsta e agățat în coamă acolo, nu știu cum s-a agățat în juvenicul ăsta. Nu știu. Păi dacă aveți astea juvenici, dacă mai facem și eliberare, ce mai faci? Îl facem praf. Nu fă șurat de drept aici. Pe ce să-l mai eliberez eu pe ăsta, acum în juvenicul ăla? A, nu, bine, am de la am tot... Am fost și duminică, nu? N-am văzut o trăsătură. Duminică nu v-a tras deloc, a? Dincolo de stufă, o trăsătură n-am. Da, este mai cam aici. Știi ce se lasă Cornel, nu umbla tu acolo. Cornel nu umbla acolo, tare. Nu e lucrul tău. Avem, sunt câțiva pescari care pe bună dreptate ne întreabă de eliberări. Păi ce să eliberez să-i mai fac eu la asta în juvenicul ăsta? Că într-adevăr la regulament sunt 10 kg de pește, nu-s bătută în cuie, dar să fie pe acolo. Dar eu un sârm asta de juvenic, chiar dacă e de plasă, e sârmos. Lăsați-l că stricați juvenic, nu mai, gata, mulțumesc. Ia uite, e frumos tare, uite ce e aici. Are 7. Ce este de-al nostru? 6-7. Bro, 6 kg. Care, ăsta e de aici? Nu, ăsta cât, cam cât are asta? Cam în jur de 6, cred că are. Cam în jur de 6 kg, eh? Cam așa. Ne iertați pe ceilalți? Că vă cum aveți un juvenic. Claudiu, treci tu, că e al tău. Nu, nu arătați tu, să te arătăm la pescar, nu vrei să... Eu vreau peștele să-l văd, nu pescarul. Stau pe scaun. Ia uite pe până de pești. Ia uite tu pești. Și când zici că a tras? Aseară, până așa. Până în seapta, nu? Și de atunci nimic. Și de atunci nimic. S-a liniștit. Cum a stat vântul, gata. S-a stat și peștele. Ce rugăminte am dumneavoastră? Să trei pescar, nu? Da. Ce prindeți acum acolo, nu mai băgați, asta eliberați. Păi nu, dacă nu mai mișcă. Nu, și până de seara, dacă stați, nu este problemă. Da. Ascultați-mă, rugăminte mare. Da. Deci, e suficient pentru o partidă de pescuit. Targetul. Puteți să pescuiți în continuare, dar eliberați, da? De seară, numai că băusem o bere și n-am mai putut să plec. E, lăsați că am făcut și eu filmare, mă dau filmare pe net, că așa ce zic pescarii că nu se prinde. Se prinde, se prinde. Da, dar sunt zile și zile și cum circulă, asta e situația, nu știu, eu habar n-am cum a dat peste cap total. Nu, dar ieri pe vântul ăla, cum a bătut vântul, a mers peste. Și după aia nimic? Cum s-a oprit, gata, a stat tot, nimic. Niciun țac toată noaptea. Bine, domnilor, mulțumesc mult. Fir fântiți în continuare, dar rugămintea mea, eliberăm, da? Că e păcat. E păcat să nu venim și altă să nu prindem pești. Că dacă luăm, luăm, luăm. Aici aveți dreptate. Că e greu să găsesc de asta așa. Da? De asta de-al nostru. E greu tare. Da, deci asta, ăștia mari sunt crapii Bălții de aici? Nu toți, că am băgat, ăștia la 5-6 kg sunt ai Bălții, ei micii. La 2 kg cum e la și la peste 7 sunt băgați. Așa am înțeles că bagă pește asta. Azi bag, da, mă duc la pește acum, plec la pește. O zi bună, domnilor. Sănătate, mai bine. Deci astăzi, 4 aprilie, pe Balta Chiroiu 2, 2024. Eu v-am spus că îl faceți, Gavar. Hai acum scoateți să-l văd și eu. Mai de aproape, așa. Și lăsați gaura aia și-l băgați apă, da? Nu mai bag la apă. Uite, bă, piesă. E, ăsta e de-al Bălții. Aici la 5-6 kg. Ăștia sunt de-ai Bălții. Ușor pe el. Chiar dacă o luați acasă, dar ușor, că e păcat de el. Da, uite ce e aici. Ah. Da. Toți că s-au umplut de... Mamă, ce e aici, piesă frumoasă. Vedeți, asta e forma aia sălbatică. Uh-huh. Lungă. Șui, așa. Da, șui, da. Hai, numai...